Adrian, ești gata? Începem experimentul! Start! Unii oameni posedă un dar de a atrage atenția spectatorilor ca un magnet. Acești oameni sunt unici, la fel cum e unic și acest loc din raionul Orhei. În locuri unice, talente unice! Mama! Bună ziua! Bună! Cum vă numiți? Mă numesc Maxim, am 20 de ani, sunt din Orhei. Dar ce faceți la Chișinău? Fac serviciu în pază, protecție, securitate. Păi cred că acolo singur sunteți, nu mai e nevoie de altcineva. N-am nevoie. Sunt sigur în mine și în Dumnezeu. Înțeles bază, poate și-o spune acolo chemare. Paza activez de 4 ani, am lucrat în mai multe sfere, nu numai în grupă operativă, dar și la cluburi de noapte, pe la cazinouri. Sunt fior de preot, sunt cel mai mare, mai am un frate și două surori. De mici copii am fost patru educați în credință, să fim simpli, să nu judecăm pe alte persoane, să stimăm, să facem cât mai multe fapte bune. Sunt căsătorit de acum de 2 ani de zile. Soția și mi-a dat sfatul să particip la Moldova Are Talent. S-a apucat de capul meu, nu mi-a dat pași până și nu m-am dus la preselecții. Maxim, spuneți-mi, vă rog, faceți cu cineva canto profesionist? Cu mama acasă, dimititel. Pot să te întreb unde ești agent de pază, dacă nu e ceva secret? Pe da, raionul Telecentru. Oh,
Eu sunt la telecentru. Să-mi lași tu. Fiți sigură că paza e alături mereu. Maxim, ce pot să spun? Mi s-a făcut pielea găină când ai început să cânți, mai ales atunci când era refrenul. Un bărbat atât de mare, atât de impunător a intrat în scenă și ai cântat atât de frumos. Chiar dacă pe alocuri vocea ta nu e șlefuit așa cum ar trebui să fie, n-are nicio importanță. Cântă, cântă așa cum cânți. Pentru că la noi sunt la operă foarte mult șlefuit și nu merge. La tine merge bine, dă-i foc așa. Talentul tău este mare și în sezonul numărul 2 o spun tare. Moldova, tu ai talent! Mulțumesc! Mulțumesc! Eu zic da. Maxim, da! Mulțumesc! Și din partea mea, da. Mulțumesc! Bravo! Felicitări! Știi de când te așteptăm noi? Tu, nu, tu nu știi de când te așteptăm. Mersi că ai venit. Mulțumesc.